Dragobetele marchează în tradiția românească începutul primăverii. Această zi deosebită a fost sărbătorită în sala de spectacol a Palatului Culturii Teodor Costescu printr-un program muzical folcloric susținut de ansamblul Profesionist Danubius și Orchestra Cetinița. În decursul zilei de azi a avut loc primul eveniment muzical în sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu după mai bine de un an de zile din cauza actualului context pandemic. Centrul Cultural Nichita Stănescu împreună cu reprezentanții Palatului Culturii au organizat cu ocazia zilei de dragobete un spectacol inedit. Este vorba despre ansamblul Profesionist Danubius și Orchestra Cetinița, formată din elevii de la Liceul de Arte din Drobeta, Turnu Severin. În spectacolul de astăzi, în primul rând, este o mare bucurie că după atâta timp venim în fața publicului. A fost o perioadă grea pentru toată lumea, sperăm să revenim la realitate. Și sunt mândru că în această seară sunt atât ca și membru, fac parte din Orchestra Danubius ca și membru instrumentist, dar sunt și cu copiii mei de la Liceul de Artă Ioan Ștefan Paulian, cu Orchestra Cetinița și vom ține un dublu spectacol, ca să-i spun așa. Buna dispoziție s-a simțit din plin în sala Palatului Teodor Costescu, deși din cauza pandemiei de COVID-19 nu a mai fost publicul numeros de altă dată. Astăzi sărbătorim dragobetele, sărbătoare populară, început cap de primăvară se numește, este sărbătoarea dragostei la români. Și avem un spectacol în sala de spectacole, care începe cu Orchestra Cetinița, este pepiniera ansamblului Danubius, orchestră formată din elevi de la Liceul de Arte și elevi crescuți la noi, condusă de Marian Magheru, unul dintre tinerii profesori de muzică. După aceea, ansamblul Danubius, cu solistele consacrate și de care suntem mândri că vor avea astăzi o prestație bună și alături de ele va fi și o tânără interpretă, Luiza Iusuf, care este speranța ansamblului nostru și împreună vom petrece aproximativ 3 ore de voie bună. Odată cu redeschiderea sălii de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu, severinenii și nu numai vor avea parte de acum înainte de spectacole mult așteptate.